Doamnelor și domnilor, o să vorbim despre cum arată, mă rog, arată primul ministru Mihai Tudose. Ce spun numerele despre personajul acesta politic extrem de controversat, care a intrat în forță în Palatul Victoria, adică a zis, domne, și să ia stomacul, am ficat, ce tare, rezist, l-au făcut securist, l-au făcut plagiator, a zis, domne, nici nu prea vorbești bine, asta i-am zis eu, cer scuze, asta e, adică nu prea se înțelege ce spune, dar trecem peste acest aspect, ești nu știu cum, ești par trist tot timpul, i-au zis adversarii. Cum este omul ăsta și ce aduce el bine sau dacă aduce bine ceva pentru țara asta în care trăim? Că poate avem percepții diferite, poate omul chiar este un tip onorabil, cum o fi el. Numerologic să vorbim. Așa. Nu vreau să descâmp prea mult, pentru că nu, aici e puțin. Și numele e scurt, datele sunt orientative, perfect la obiect, la pragmatism. Are o cifră de destin compatibilă cu cifra României. Care este? România are 5. 5. Domnul are 5. Prim-ministru are 5. Versatil, adaptabil. Da. Poate să fie fantastic de tăios, dur, da. Fantastic de păi tăios. Se spune că știe să înjure într-un fel păi de neegalat. Cinciul e campion la... Așa la, zic... Nu, dar să știi că în momentul când înjure atunci, parcă cel din fața ta te iubește mai mult, că l-ai băgat în seamă câteodată. Depinde da, mă cât rog. De afectiv. Și Băsescu avea de-astea și toată lumea da, a zis la un moment dat... El nu zâmbea. Că eu dacă zic ceva dulce, știi cum să zice da, în ghilimele, da. Și zâmbesc, Doamna Grecu nu se supără absolut. Pe mine. Dar dacă mă încrunt la ea și spun ceva... Da, dar primul ministru e cam încruntat așa, e, știți? Nu. Asta e, ați văzut, eu zic că... am spus odată că conducătorii adevărați care pot să rezolve ceva nu sunt terestri, sunt extraterestri. El e tipul clasic de Klingonian. Ați văzut? Da. N-am văzut numai eu. Să știi că au văzut. Da, au făcut părerile astea, comparații, da. Părerile astea vin și de la alți oameni care au aplicații, inclinații spre zona asta ezoterică. Deci 5 destin, destinul țării, 5 destinul primului exact, ministru. Exact. Ce înseamnă aplicat, mai precis asta? A picat exact într-un an personal 5 pentru România. Extraordinar. Deci de 3 ori 5 e 15, 1 cu 5 e 6. Cu un pic de înțelegere love și cu dragoste. Da. Asta rămâne mult, să știi. Cu un pic de, păi stați puțin că o să dragoste... să schimbe pe parcurs câțiva ei miniștri. N-ați văzut că rămâne... și la muncă e dragoste la Ministerul Muncii? Lia Olguța Vasilescu, love. Da, Lia Olguța Vasilescu, nu da. Poate să se despartă de ministerul ăla acolo. Și va munci cu drag și spor în continuare. Dar eu cred că undeva Dragnea s-a cam jucat cu foc, în sensul că a dat pe 1-1 la o parte. Și a căzut în puț. Și a căzut pe 5. 5 are de 4 ori valoarea lui 1. Deci 5, dacă a intrat cu el, el și motivează. Grindeanu a fost mai blând, dar a spus atât, dar n-a făcut atâtea vocalize. Dar să vedeți ce o să facă domnul Tudose. Și are toate capacitățile, are tâul ăla din Tudose, ați văzut ce înseamnă tâul ăla, da? Un 1 și cu o bară deasupra. Poate să ducă pe umerii lui. Este un om care poate să... Este bun și la matematică, are și intuiție, se pricepe foarte bine la... Este foarte curios și va ști de unde să obțină niște informații, chiar dacă nu îi se oferă la timp. Deci, mai pe românește, știi cum zice... scap de dracu și dai de tatăsu, cam așa avem acum. Dar să fie acel lucru bun, pentru că anul ăsta 5, pentru noi, anul țării personal, așa. Este mult factor de neprevăzut. Și ați văzut, aventură, îl pun prim-ministru, nu-l mai pun prim-ministru. Schimbăm. Să nu fie aventura asta cu repetiție după 6 luni. Păi mie, și că, ce tare, spuneți dumneavoastră? Că... Eu cred că dacă îl lasă în pace, dacă 5-ul nu se aliniază, Dan, cifrele impare, 1, 3, 5, 7, 9, sunt cifre care sunt cifre pur masculine și nu se aliniază cifrelor feminine. Vor fi întotdeauna plusul cu minus. Dragnea are 2, a scăpat de 1, că i s-a părut că e prea puternic, da? Da. A luat un 5 acum. Exact. Acum să joace în horă dacă îi convine. O să-i fie mai greu lui Dragnea cu Tudose decât cu Grindeanu, spuneți, da? O să-i fie, dar în schimb are alții care i-a păstrat în posturi, cei care s-au pliat pe, eu știu,
Moțiunea aia de frică, eu așa am zis, moțiunea fricii. Acolo n-au semnat. Să știți că și mie mi s-a părut la fel. Adică mi s-a părut la fel. Era ceva nefiresc. Era fără precedent în PSD și mulți oameni sunt au... Sunt sociologi cu prestanță, ziarești, cu toată stima și respectul de ani de zile de când îi știu. Și indiferent dacă eu am fost cu minte și n-am vrut să explodez, că sunat telefonul, a sunat, dar am zis, nu mai vreau să dau păreri. Da. O singură părere am dat-o, dar am dat-o pentru site-ul Antenei 3. Așa este. Atât. Da. La colegi le-am oferit. Dar nu mai vreau să le ofer pentru că întotdeauna au marginalizat niște păreri competente, nu neapărat că eu sunt Vorobchievici. N-am zis decât ce spun numerele. Abia după ce s-a întâmplat, au venit și au zis, da mă, că i-au vorbit acolo și spuneau ei, dar nu i-am crezut. Ei, dacă nu vreți să mă credeți, de ce mai înceresc părere? 6 luni este perioada lui Tudose la... E proba de șoc și de foc. Da? Dacă, să știți că stă bine pe partea de finanțe. Nu o să-l prea păcălească domnul Dragnea să-i ofere mai mulți bani decât vrea pentru anumite zone. Că de acolo e... Sentimentul meu este că de-aia a fost pus acolo. Asta a fost. Ca să limiteze puțin din promisiunile astea care, cred eu, sunt fără de acoperire puțin, în plan dacă economic. Dacă eu fac o promisiune fără acoperire, trebuie să găsesc un țapis pășitor. L-am găsit, l-am dat afară. Dacă nu se împlinesc tot ce a luat. Nu poți să spui că și tu dose este să-l dai afară după 6 luni, că n-a respectat programul de guvernare. Atât timp cât eu... Logic așa era. Ești conducător de partid, să fii și prim-ministru. Atunci aveai toate aturile și toate cheile de la... Erai chelarul, știi, s-a deschis peste tot. Dar dacă tu propui un om, îl pui acolo și tu pe urmă te dezici de el. Da. Spunea că ne-am trezit mai puternici după asta, prin mandatul ăsta. Iohannis n-a vrut să-și complice existența. Pentru că el are un an mai mult de singurătate să-și le rezolve. Și a zis, voi l-ați vrut, gata, pac... A fost contrar la ce ne-am așteptat. Corect, corect. Un joc politic scurt, interesant. Foarte interesant, fără pentru motivație. Că imediat s-a dus și asta, a salarizării. Legea, da, legea, a promulgat și legea. Instant. Zis, ia, rupeți-vă gâtul copii. Cam asta e. Cam așa, da? Nu? Lidia avea povestea aia cu Dragnea că i-a dat drumul cu pianul pe scări. Ăsta nu i-a mai dat. Cum vezi, dat Lidia, Mihai Tudose? Cum îl vezi primul ministru al României? Ce simți tu în legătură cu omul ăsta? E un om bun, nu e un om bun? E un om bun pentru el, pentru România, pentru cine este? Foarte bun. Este un om foarte bun? Foarte bun. Este omul bonom, să știi. Dar știe să-și facă treaba. Să știi că eu îl văd cam până la sfârșitul. Da? Îi vezi, îi dai viață lungă, da? Lidia, bonom nu e. Bonom, să fie clar. Cinciu, nu există bonomie decât în rare cazuri. Unul la mie. Nu, eu vorbeam de este sufletul pragmatism lui. La suflet. Total. Adică omul se duce acolo unde trebuie. Și mai asta, să știți că și eu am destin cinci. Așa e treaba lui. Da, o secundă, și eu am destin cinci. Nu, e sufletist. Ascultă-mă ce spune. O secundă, da. Dacă pe ăsta pe cinci l-ai supărat, te-a călcat în picioare, păi fără discuții. Nu sunt, prea, că se sucește, îi vine să te calce, dar se sucește, maestre, credeți-mă. Femeile cu cinci sunt mai blânde. Femeile cu când cinci calce, sunt mai blânde, Dana. A, femeile sunt mai blânde. Cinci. Dar un cinci bărbat, și într-o căsnicie, și într-o coaliție, și într-o instituție, dacă ai un șef cu cinci, să mă ierte Dumnezeu, dacă un pic te-a simțit că nu ești pe frecvență cu el, îți aduce aminte de toate rudele. Da. Dar ți le aduce și te trimite și la ele. Mie spune altceva. Da. Ia, okay. E interesant. Păi dacă noi n-am avea păreri contradictorii, cum să putem să meu, construi? Eu ceea ce văd eu în scaun s-a înscăunat foarte bine. V-am zis, pe parcurs se vor schimba câțiva miniștri. Îmi pare rău că nu l-au pus pe domnul Căprar la armată, ceea ce era foarte l-au bine. L-au pus Tuțuianu. Era bun și Căprar. Era bun și Căprar, da. Așa. Și e un tip foarte responsabil, îmi place. Știi ce înseamnă așa? Căprar, în termen popular? Ei, acum, caporal. Are omul, ăsta e numele lui, nu, e predestinat. Ăsta a fost un amuzament, că foarte mulți au făcut. E Căprar, perfect, se pliază acolo. Da, caporalul era mama ta de la armată. Da, așa. Era cel mai potrivit, după nume. Vorbesc de sufletul domnului prim-ministru, are un suflet foarte bun, are un... simți foarte mare ridicat al umorului, ceea ce e foarte important, sunt oameni spirituali.